acum se concretizează. Pentru că urmează acum o emisiune, da. Pentru că voi arăta... Cine e victima? Nu știu, o luăm pe Ramona pentru că a spus că programul Fraier sau cum... Adică primul Fraier. Primul Fraier. Da. Așa. Ramona, victima, deja e pleonazm. Așa. O să arăt cum se face ceea ce fac eu. Adică, întrebarea clasică. Te rog, gândește-te la orice cuvânt din întreaga lume. Da? Cineva trebuie să intre în mintea ta. În cazul ăsta eu trebuie să intru în mintea ta. Da? Dar tu omiți un lucru. Tu știi că ai pe cineva în tine? Vorbesc serios. Puțin să ne întoarcem. Ești ți s-a întâmplat vreodată? În mintea mea? Nu, în mintea ta, da. Dar tu știi că ai pe cineva în tine? Doamne, nu știu. Te-ai întrebat vreodată ce produce, de exemplu, o crampă sau o durere abdominală sau ceva de genul? Te-ai întrebat? De la tequila, sigur, nu e. Cred că mâncare proastă. O să-ți arăt în dimineața asta ce produce. Până atunci, o să am rugămintea să te gândești. Sau nu, uite, o să vă implic pe toți trei, dacă e ok. O să am rugămintea să te gândești în prima instanță, da? O vom forma un număr format din trei cifre, da? Și eu îl voi scrie exact aici. Da? Da. Vom forma un număr din trei cifre, pentru că fiecare dintre voi va spune câte o cifră. Okay. Da? Eu voi scrie, voi lăsa markerul și încerc să vă fac să spuneți exact cifrele pe care le-am scris eu. Ok. L-ai scris? Da. Ramona, tu vei fi prima. Da. Spune-mi o cifră între 0 și 9. Totul e în mintea ta. Spun tare? Da. 7. Alegeți o persoană, Dani sau Răzvan? E greu. Te rog, alegeți. Răzvan. O cifră între 0 și 9. 8. Vrei să te răzgândești? Nu. Alegerea ți aparține. Da. Ok. Dani, stai, cât ai zis? Între 0 și 7 și 9. Răzvan, 8. Eu zic 5. E sigur? Da. Alegeri liberă. Da. Da? Eu aici, dacă am scris 785, înseamnă că e... N-ai cum. N-ai. N-ai cum, că n-ai cum, că nu ne-am o să las aici. Răzvan. Și markerul e la tine, adică... A, da. A fost ăla. Întoarce tu. Ce să întorc? Părtia asta. Să nu spui că modific eu acum. 785. Du-te, Madi! Lumea o să creadă că ne-am vorbit, îți dai seama, nu? Păi toată lumea zice chestia asta, dar am spus că o să-ți dau secretul, Ramon. Da? Okay. O să te ridici, te rog? Da. Bă, dacă v-ați vorbit, unde-i suta mea de euro? Ca să Ramona. Să discutăm serios, adică eu n-am luat nimic să zic 5. Vino, știu. Vreau să iei moneda asta, să te uiți la ea și vreau să confirm că este o monedă... O monedă de 10 bani. N-am mai văzut... Da? N-am mai văzut de mult, da. Bun. Nu umblu cu așa. Vreau să pui moneda aici, pe mușchi aici. Da? Ți-am spus pentru... Mai devreme ți-am spus că există ceva în tine. Da, mi-ai spus. Nu te speria. Nu mă speria. Vezi că te voi atinge. Nu mă... Ai încredere. 1, 2, 3. Stai. Știi să fluieri? Da. Fluier. Ia uite. Iu! Aia mânuță! Uite-l cum caută moneda. Măi. Ia-o. Unde e mânuță? E în tine! Aveai o mânuță în tine? Adică eu am 3 mâini și n-am știut până acum? Da, felicitări, vreau să spunem că ai tocmai participat la primul ecograf în direct. E un băiețel. E băiețel. Bravo! Băluș! Ce? Ramona. Ok. Nimic de întâmplător, crede-mă. Nu. Vreau să te gândești la orice cuvânt. Așa. Din întreaga lume. Poți inventa un cuvânt. Ok. Da? Mm-hmm. Ai un cuvânt în minte? Da. Voi scrie aici, da? Nu am alte cuvinte, da? N-ai. Nici eu n-am prea multe, dar n-am. Vino aici. Vino aici, Ramona. Cu fața la mine. Cealaltă față. Cu fața, Ramona. Păi, nu... Ai încredere în mine. Las că se bucură. Uite, exact așa, ca să ne și vedem, da? Bun. O să scriu aici un cuvânt, da? Uh-huh. Ai un cuvânt în minte? Da. E sigură? Da. E sigură, sigură, sigură? Da. Bun. No, se vede ce am scris? Nu. Nu. Nu se vede, da? Pentru că nu am scris nimic. Păi da, nu am scris nimic. N-ai scris. Te uiți exact la mine. Să nu te gândești la o prostie, Ramona, am rugăminte. Ramona, nu ți-ai ochii. Te uită copii. Din ochii mei. Ok. Din momentul ăsta, eu n-am cum să mai modific.
N-ai. Te uiți în ochii mei. În ochii mei te uiți. Da? Te uiți. Ok. Băi, nu mă hipnotiza. Trage aer în piept. Ești gata? Da. Ce cuvânt trebuie să-mi scrii? Păi nu știu ce ai scris, dar... Spune cuvântul. Piropopilcăniță. Ce? Piropopilcăniță. Te uiți în ochii mei. În ochii tăi. În ochii mei te uiți. În ochii tăi. Da. E sigură? Dar nu, da. Nu cred că e un cuvânt. Are voie dacă nu e cuvânt, cuvânt? Păi este, cum nu este? Nu e cuvânt, cuvânt. Dar trebuie să fie. Te uiți în ochii mei, da? Ăsta a fost mereu în spatele tău. Da. Crezi că eu aici am scris piropul? Pilcăniță. Da. Du-te, mă, de aici! N-ai cum așa ceva! Cum e? Cum ai făcut șmecheria asta? Cum ai făcut șmecheria asta? Să nebunesc! Nu mai eu știu cuvântul ăsta. Mulțumesc, Răzvan! Om, și noi știm, dar la noi zice parapapurcărița. Mai frumos nu pute! Era piropopil, căniță, dar e ok și cu R. Așa ți-a citit. Așa mi-am citit gândurile. Ramona, am avut acel clipboard, da? În spatele tău. Tu ai spus cuvântul. Da. Răzvan a venit, a scris. Și ăla a fost cuvântul la care te-ai gândit tu. Vezi, cam așa fac eu. Da, dar tu cum ai știut? Vezi? Ți-am zis? Ramona, ți-am zis că e greu. Uite, deci, zi. Să mai arăt ceva. Nu mai face cu mânuța nimic, te rog. Că ne-ai speriat aici. Deci, adică... O să arăt cea mai rapidă mișcare din lume. Să știi că dacă vrei, ți-o dăm pe Ramona, pe la evenimente. Pare clientul perfect. Da. Ramona, cărți, 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 da? Da, cărți. Vreau să alegi... Viața mea, la bibliotecă mă duc. O simplă carte. Alege-o. Arătăm la cameră? Și vreau să o ții minte, da. Stai puțin, mă voi întoarce eu. Gata? Oho, da. Gata? Da, da. Dăm carte. Vreau să intuiești cam a câta carte ar fi în momentul acesta. Păi câte cărți ai acolo? 52. La 23-a. Ai cum să-ți imaginezi cum acea carte urcă treaptă cu treaptă până e prima? Mm-mm. Nu poți? Nu pot să-mi imaginez, că n-are trepte. Stai. Stai. Ok. Voi lăsa cartea jos. Da? Voi pune piciorul peste această carte cu adidașii mei făcuți, handmade, da, de mine. Ok. Îți vine să crezi? Și voi lua următoarea față, carte. Și în față, da? Și arată-ți adidașii, da? Ții minte cartea. Uh-huh. Dacă aici este rege de inimă neagră, jos este 7 de trefle. Da. Bum. Dai, mă, stai, lasă-mă, n-ai cum. Era popă ai mai devreme. Ai cum să iei tu cartea de jos, te rog? Nu vreau să iau eu, de asta zic. Doamne, ajută apăr și... Nu, n-ai cum. Ce ai făcut, mă, băiatule? Îți arăt varianta rapidă. Ia tu cartea. Vei băga această carte oriunde dorești tu. Stop. Se vede, da? Da. Crezi că e prima? Sincer. Da, cum mai devreme, n-are cum. N-are da, cum. N-are, nu. Da-mă de imă roșu, da? Da. Ești gata? Da. Ia du-te dumneata de aici, da, cu adidașii gata. Tăi. Da, gata! Ne vedem, ne vedem la filmări în stradă. Parapopircăriță. Ne vedem la filmări în stradă sau pe Instagram, Simion R. Ștefan, simplu că nu i-a luat nimeni numele, că e foarte complicat. Acolo găsiți mai multe detalii despre el și o poză cu noi din Ilo Tempore. În sensul în care nu știu de unde am găsit acea fotografie, are cel puțin 7, dacă nu cumva 8 ani. Îți mulțumim tare mult, dragul nostru. Mulțumesc frumos.